Salut tuturor și bine v-am găsit la un clip mai special. Astăzi avem un facecam. Pentru început aș vrea să vă zic că o să mă uit mai mult în partea aceasta, da, unde țin eu mâna, că aici am monitorul principal unde am jocul, facecam-ul l-am fix pe mijloc, aici țin OBS-ul pe partea aceasta, deci o să mă uit mai mult în partea dreaptă. Astăzi vom juca ETS pe harta României. Am rămas eu pe live, ceva de genul, mai am foarte puțin până la Timișoara. Hai să-i dăm drumul. Opa. Hai că da, am uitat că sunt în joc direct. Trebuie să-mi așez și eu mouse pe drum. Gata. De asta o să mă uit mai mult în partea aceasta. Sper că se vede bine, lumina este bună. Pe viitor o să mai adaug eu câteva lumini. Nu o să țin cont, am două semne de circulație, momentan vreau să termin cursa asta. Neapărat, să văd dacă OBS-ul e bine pus. Ok, 60 de FPS-uri. FPS-uri. Ok. Bă, tocmai ce mi-am montat și eu birou, tot ce am avut nevoie să pot să pun facecam-ul pe viitor, adică nu, săptămâna viitoare aici în spate o să punem noi niște imagini, ceva, un background frumos. Ok, hai să ne lăsăm și noi pe spate mai bine și să-i dăm drumul la treabă. Să fie treaba, mergem undeva la 90-100. Am ieșit din Deva, mi se pare, cred că o să trec până Arad. Și din Arad iau un curs pe Timișoara. Am vorbit cu un băiat care lucrează la mapă. Momentan ei au făcut, hai să vă arăt și vouă. Momentan, ce vedeți voi aici, șosea, da? Până la Orăștie, Brad. Da? Uitați, până la Vlag, Timișoara, Lugoș. Celelalte puncte nu sunt făcute pentru că durează foarte mult să faci această mapă. Mai au până fac Bucureștiul, etc. Momentan am făcut mica porțiune și au dat drumul la mapă să putem juca și noi. Nu o să stau să dau semnal să-i depășesc pe ăștia. O să-i depășesc direct, nu țin cont. Am zis, eu o să trebuiască să fac cursa asta, să fac rost de bani. Am băgat un mod care pe fiecare curs îmi dă undeva la 500.000 XP și undeva, opa, Black Spike. Dați așa că, mă, ce mă mâncă ochi. Nu s-a încărcat mapa. Înțelegeți? Ne apropiem de Timișoara și nu s-a încărcat mapa. Ok. Unde rămăsese? A, ce vreau să vă zic, dacă vă place cu facecam, o să începem și live-urile, nu uitați să vă apăsați și voi acolo pe butonul de like. Uite, este ce tereu. Nu reușit să depășesc pe ăsta. A, și vreau să vă mai zic cu modul acela, am dă undeva la 500.000 XP și 1.000.000.000 pe cursa aceasta. De Târgu Jiu, Timișoara. După ce am făcut cursa asta de 1.000.000.000, o să scot modul, o să am bani, o să vreau să-mi cumpăr un tandem, un Mercedes tandem, să ne distrăm cu ăla puțin. O să-l iau cu ProTap, să fie ceva mai lung. Mai repede, ca să nu mă bușez cu ăștia. Chiar dacă l-am luat pe ăla puțin cu remorca, nu-i problemă. Așa, să văd camera stă bine. Am și un obiect aici. Ok. Cool. Cam șifonat. Merge. Opa. Sper că vă place și overlay-ul pentru facecam. Am muncit ceva la el. Adică puteți să-l găutați pe net, dar nu o să-l găsiți. Pentru că am muncit foarte mult la el. Top e Zeus Hyper acolo, la donații.
Aveți Instagram-ul tot acolo lângă Facecam. Noi o să mai avem, nu știu cât mai avem. Mai avem 123 de kilometri care îi facem, cred că, în episodul ăsta. Și în următorul episod o să cumpărăm tandemul și vedem ce facem. O să facem unele curse, vedem, poate până episodul viitor lansează și cealaltă parte de mapă. Ei momentan, aseară, au mai lansat o parte, autostrada. Da, autostrada nu era făcută, A1 de la Lugoj de acolo nu era făcută. Aseară au terminat-o și au și uploadat-o. Ok, ia să văd aici. Când să începe episodul, am avut o problemă. Eram bușit, am rămas de seară bușit cu camionul și am dat să mă duc la service și când să plec nu mai aveam aer. Nu știu, e ceva nou update de la ETS că nu mai aveam ce să fac. Înțelegeți voi? Îmi zicea că nu mai am aer. O fac un moment în partea de altă și o iau aparatul. Da, nu mai aveam aer să pot să plec camionul. A trebuit să stau cu motorul pornit undeva la 50 minute în timp real, nu în joc, să mi se încarce tot. Uite, cu camionul ăsta am 1655 de kilometri și de la resetare 619 kilometri de când am încărcat. Nu, de fapt de la Arad până la Târgu Jiu și până în momentul de față aproape de Timișoara. Aproape dus întors. Am zis, nu mă interesează cum merg, oricum merg cu 114 cu tucurile astea mici. Depășesc, mă lovesc, nu contează, doar să pot să-mi iau banii pe aia. N-am bani, am făcut un împrumut la bancă și am mai rămas 500 de mii. Și nu-mi place. Sper să nu-mi vină nimic aici pe curbă. Da, au, băieții, am făcut de oaie, am făcut de oaie. Mamă. Asta e, mă, băie, să mai întâmplă. Eu am facecam undeva mai sus. Cred că se vede. E după monitoarea. Și de asta mă uit eu mai ridic capul să mă uit mai sus. Nu știu cum să-l pun, am birou cât de cât mic. Adică am monitoarele cu tot birou. Și nu știu unde să-l pun. Vreau să-l pun undeva la nivel, la mijlocul monitor. Dar nu știu, o să văd. Momentan l-am pus pe tripie și e foarte bine sus acolo. Ok. Poate să-și cânt și cu volanul. Dar vedem, pentru un episod așa scurt și... Da. Nu o să-l mai montez. Deja s-au bușit aici. Mai avem 100 de kilometri, hai că-i facem repede. S-ar putea să urmeze niște serpentine aici ce nu-mi plac deloc. A lăsat seară, ceea ce nu-mi place. Doamne. Nu s-a tent deloc. Mă, ce mă mâncă spate. Nu s-a tent deloc și vorbesc parapeții cu remorca. Dacă mă mai uit încolo, e televizorul și e un film. Înțelegeți voi? E un film și mai distrage. Am uitat să-l opresc. Nu știu, aș vrea să reglez eu facecam-ul cumva când mă uit la monitorul cu jocul, să mă uit și la facecam. Dar nu știu dacă pot, pentru că îmi vine ciudat, nu mai am lumină după. Îmi blochează lumina. Oricum, eu conduc o mână momentan, nu-mi trebuie mouse-ul pentru că am reglat imaginea. Mai avem 99 de kilometri, adică facem repede. Oh! Hai de cap. Da. Nici nu l-am văzut. Se mai întâmplă, știi, ceva genul. Bă! M-am sfătuit niște băieți să facem ceva Omega, dar pentru Omega e mai complicat să lucrez, să fac un overlay, de la vedem.
Vedem cum facem. Momentan păstrăm facecam-ul așa, pe fiecare live, pe fiecare videoclip. Cred că a dat focus pe mine camera, că am văzut că s-a pixelat puțin. Cred că așa e. Am cât mai am din curs asta, că deja e enervant, merg pe 10 minute în continuu. Încerc să nu mă mai uit în partea aia și mă distrage televizorul. Asta e. Am intrat în... n-am intrat în interviu. km ar veni undeva la 3 minute în timpul nostru. Facem videoclip undeva la 20 de minute, e cât de cât bine. Și nu o să mai avem curs așa de lungi, o să trec pe Europa după Cucir. Am intrat în Cucir. Cucir. Au și ăștia niște nume și chiar sunt reale. N-am mai reușit să citesc ce e acolo, că bate faza lungă și nu se mai vede. Oricum, țin faza lungă, că vede și voi, nu se mai vede nimic în față. Mai bine nu țin faza lungă, n-am probleme. Dacă eram pe tracker MP, îmi luam bani. Știu că am mai pățit un prieten. Am mers faza lungă, toate aprinse, prin calais pe acolo și a luat bani. Oricum, îi depășim repede pe toți ca să avem avantaj. 82 de kilometri. Bă, uite aici am vrut să citesc, că am intrat în Vladimirescu. Să sperăm. Că am mișcat camera, nu? Că am dat cu piciorul în trepied. Așa. Momentan afară a plouat și n-am avut chef să fac vlog. Momentan, vedem. Am pus o frână prea... Vreau să pun frână... Na, puțin. Hai să vă arăt și vouă cât de bine e făcut jocul. Adică această mapă, uitați și voi. Deci ca în România, găuri de găuri. Dăm cu camionul pe aici, uite. Așa aici la fel. Pac, 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 în continuu. Trebuia să iau în partea asta. Ai problemă. Facem o românească. Aici, uite, în construcții, poduri. Le dau flash-uri. Trebuie să opresc televizorul, dar nu pot să mă ridic acum că am fost cu videoclipul. Și durează și mai mult, că vreau să opresc televizorul, că mă fac să mă leagă. Mai am 516 litri în rezervor, oricum. Cred că ajung la descărcat. Vreau să văd ce benzinărie am aici. Ia. 533, băgăm la locul. N-a zis și dispeceratul. Bă, băgăm la asta de camioane. Că e mai bine. Înțelegeți voi. Ca să am locul să o întorc. Repede băgăm benzină. Bă, asta cred că stă bine aici.
Sper că nu vă deranjează cu nimic. A, păi prețul de... Prețul afișat acolo nu corespunde cu cel din joc. Cu el, cu emblema de la KFC. Dacă am înțeles. Hai mă, treceți ca să fac o românească de aia elegantă. Deci, îl lovim pe ăsta, luăm o parte, ne urcăm peste ăsta. Vă arăt eu imediat cum să facem. Ok, asta n-a fost un plan. Hai să vedem noi diferențialul. Locare, mărire, reducere. Care diferențial? Hai să băgăm noi diferențialul, să tragem toate roțile. Acum ar trebui să meargă. Vedeți mă băieți. Cine știe cunoaște, nu? Dar știu că asta ne va scăpa. Cine va ajuta? Bă, mai sunt 71 de km, ajungem. Uite, deja 16 minute. Mie nu prea îmi place să țin videoclipurile de... Nu știu. O oră? Nu, hai că zic mult. 20 minute, 30 de minute, cam așa. 15, 16, maxim 20 de minute fiecare videoclip, pentru că nu stăm live și de-asta. Înțelegeți voi, mamă ce găuri sunt aici și eu le iau cu 100 la oră. Am intrat în Arad. Ce tare. Hai să pornim faza lungă și avem un OMV. Bă, la OMV am văzut că prețurile... A, nu, tot 5.32. Nu știu, vă semiu la Ajut pe acolo. La Ajut, dar eu pe la Târgu Jiu. Vă semiu. Hop. Da, băi, să încarcăm apa și de asta avem puțin mai cât spike-uri. Am făcut azi un live, dar a trebuit să plec. Înțelegeți voi. Au, 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 au. N-are nimic. A trebuit să plec și l-am ținut vreo 30 de minute, cam așa. Oricum, seara asta la fel ne găsim live. Totul bine, elegant, cât de cât. Trag și tricou în jos. Mamă, că am luat-o bine pe asta. Mai am 60 de km, nu e așa mult, dar... Mă enervează. Ia că iau un trip aici. Adică mă bagă pe autostradă, nu? Mă bagă pe autostrada A1. E bine mă băieți, vedeți și voi cum e autostrada. O live n-am avut autostradă. Nu era deschisă. București, Lugoș, Timișoara. Pasaj. Ia uitați ce bine merge noi pe autostradă. N-avem nicio treabă, n-avem probleme, n-avem. În partea dreaptă avem Nădlagul. Ce-i ăsta? A, ăsta de pe autostradă ne semnalizează nu știu ce. Oricum ne interesează și o să depășim. Deci m-am uitat în ultimul strânt, dar și că am văzut că era unul acolo și am dat peste el. Dar nu-i problemă, mai avem 50 de km și abia aștept să-mi cheiem și un episodul ăsta, să dau și eu drumul la live mai repede. Înțelegeți voi.
cu videoclipul ăsta, îl postez, să-l editez puțin, fac un thumbnail și dăm drumul. Facem parte. E cam obositor să stai așa să te plimbi în continuu, dar na. Asta este mai întâmplă. Momentan, până reglez niște setări foarte bune la OBS, să pot să filmez toate jocurile pe care le-am, mai durează. Așa că ne jucăm Grab Mechanic, Farming, etc. Oh my God. Pe astea mi le primește OBS-ul cel mai bine, dar celelalte nu știu ce are. Jocul merge perfect și pe OBS loguiește, dar nu știu. Vedem mai. M-am angajat și un firma Alpine Express. Știți că aveam firma mea. I-am predat-o unui băiat care a vrut să ocupe de ea. Și na. Am apăsat space din greșeală și până la toată viteza. Da, hai că am făcut treabă, da. Miercuri la 3.58 trebuie să predau marfa. E miercuri și ora 3.22. Mai am 35 de minute. Mă încadrez perfect, mă băieți, mă. Dacă știi ce aia perfect. Deci e totul foarte bine. Nu știu câtă baterie mai am la cameră. Da, cred că o să bag la încărcat și să fac live cu ea la încărcat. 33 de kilometri. A, dar stai să mă, băieți, că am limitarea aia pe camion. Ia. Chiar dacă lungim puțin videoclipul. Folosesc, nu. Mă dor ochii. M-am și roșii la față. Asta e semnatul, doamne, și zice, dar prea multă lumină, îmi bate lumina aia în ochi. Mod de joc. O să vedem aici, fundal. La răboseală, nici plângine greseu. Limitator viteză. Haide să mă băieți, îi dăm aici măcar, o călcăm și noi în 100, 100 și ceva. Ia uitați altceva. Mergem 130, blană. Fiți atenți aici. Prea mergeam noi 90, nu prea e schemă. Cred că dacă mă uit așa, mă uit direct în facecam. Ia uite, deja 100. Altceva, mă, băieți, aude și camionul când accelerează. Aude. Altceva, facem noi kilometria mai repede. Bă, dar avem ceva autostradă, văd. Adică, uite, am ajuns la 120, mai avem puțin și dăm acu peste cap, știi ce zic cu metri. Iar, na, 125, hai, 125 de kilometri și acu e sub, peste 120. Așa că îl dăm peste cap și ce zic. Da. Bă, deja avem 24 de minute. 25 de minute în filmul. Și na. Avem și noi 19 km
cum ajung eu și noi și încheie. A fost cam lung de episodul ăsta, dar merge pentru primul episod cu facecam. Au, au, frână, 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 ai las mă fac pe asta. Pentru primul episod cu facecam, eu zic că e decent așa de lung. Bă, aici nu s-a mai stat să fac pe rondul. A, deblocat. Fiți mă atenți, mă, fiți atenți, mă. Eu vreau să iau pe banda aia. Ce oameni, băi, să tai. Hai că la cât mă lungesc, fac treaba eu. Nu, stop, 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 păi să-mi vale. Fac videoclip de 30 de minute, yay! Cel mai tare Lipova arat. Ce-a mai făcut, mă, frate, mă? Băi, frate, ce țărani. Da, mă, băieți, cam atât a fost și pentru astăzi. Nu o să vă mai țin așa de mult. Sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un pum buton de like. Cu voi am fost Hodge Hyper, v-am salutat și ne vedem data viitoare și în seara asta la un nou live. Ciao!